Da, se scrie... Am ajuns la cuplurile alea. Da, imediat. Numai că să terminăm analiza pe cuplul ăsta și să inserăm și o declarație a lui Adrian Năstase de pe blog. România începe să aibă un mediu regional complicat. Relația cu Ungaria este tensionată. Ucraina se teme pentru frontierele sale. Republica Moldova este în pragul exploziei. Marea Neagră nu mai este cel mai bun prieten al României. În aceste condiții, fără o bună pregătire, Congresul PSD din 29 iunie riscă să spargă în bucăți partidul și să ducă la o criză guvernamentală. Asta presupunând că nu se întâmplă prin moțiune. Și pare dreptate, domnul. Spuneți și mie de ce s-au grăbit să pună. Sau cum am discutat, eram de acord să-l pună și mâine, cu condiția ca Viorica Dăncilă să anunțe că nu mai candidează.